Salut, șacalilor, ce faceți? Astăzi facem o nebunie de episod. Am pus pe Instagram un story în care v-am rugat să intrați pe serverul meu de Discord, îl aveți în descriere, unde o să trag câte un abonat în conferință cu mine ca să-mi spun o glumă în speranța că mă va face să râd. Eu astăzi mi-am propus să nu râd, tocmai de asta voi fi un om foarte serios și vedem care va fi marele câștigător care mă va face așa să râd cum ar veni. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Runsniculeț să vedeți când mai fac fămă să râd și să-i treți, să dăm, băta, hai că... Fă-mă să râd. Ce? Fă-mă să râd. Stai un pic că învăț la istorie. Ce, deci eu trebuie să fac o glumă și tu să râzi, nu? Da. Ok. Faolo, ce bă! Ce porcărie, bărule! Fă-mă să râd. M-a închis stai-mi un beci acum o oră și peste o oră îmi dă drumul și a zis că dacă-s cu minte îmi dă și de mâncare. Deci câte surprize mi-au făcut stai-mi săptămânile astea, săptămâna trecută. Săptămâna trecută m-a dus la piscină și m-a lăsat să sar în cap. Zis săptămâna viitoare, dacă-s cu minte, îmi pune și apă în piscină. Aolo, vai de capul meu. Fă-mă să râd. Îți zic o glumă, bă, dar pune-te bine în scaun. Poate cazi, bă, poate cazi și-ți rugătul, fii atent. Ce meserie au părinții voștri, întreabă profesoara. Tata e inginer, zice Gheorghe. Tata e mecanic, zice Ionel. Tata e șef, zice Bulă. Cum așa, Bulă, întreabă mirată profa. Are 500 de oameni sub el. Cu ce se ocupă, deci? Taie iarbă în cimitir. Am înțeles. Fă-mă să râd. Cum se numește o dischetă care ia Viagra? Cum? Hard. Aolo. Poze, da. Frate. Aolo. Mă doare asta o durut să mor eu. Și porcării. Fă-mă să râd. Cum se numește un chinez fără o mână? Cum? Ciung. Aoleo, vărule, dar de unde le luați pe astea, valeo? Aoleo. Sunt prea ploasă. Aoleo, pa, tai, eu de aici să nu te mai văd, fă-mă să râd. Știi ce face o blondă cu o coală de hârtie pe șoseaua București-Ploiești? Nu. Conduce un A4. Vai, fă-mă să râd. Știi cum beau doi ciungi? Cot la cot. Fă-mă să râd, să nu mai pot, să nu mai văd în fața ochilor de râs. De verde, foi de tei, BTS sunt cei mai gay. Bravo! Bravo! Bă, nu știu ce să zic, dar să moare ce glume, hai că da! Vă aștept pe server Discord, Jack, îl aveți acolo link în descriere, rupem, hai că rupem dacă e. Fă-mă să râd! Îi zice soțul Gabriel Firea în pat. Gabriela Firea. Aolo, băiatule, vai, la astea cu direct aici, cu mamă, cu politică, să mor eu. Fă-mă să râd. Deci vreau să zic că oricum ai o seară superbă, pentru că nu dai bacul mâine la istorie, deci te pup. Da, l-am dat anul trecut. Păi da, știu, ai scăpat, de asta zic, bucură-te. Doamne ajută, mă bucur. Tu ai bacul? Da, la istorie. Lasă, succes, Doamne ajută acolo cu romanitatea românilor. Baftă. Fă-mă să râd. Cum îi spui bunicii unui negru? Cum? Bunigă. Faleo, ce bloc meriți pentru asta. Faleo, direct bana. Faleo, ce aiurea, bă. Direct bana. Aoleo, hai că pleacă mai repede până nu-ți dau bani. Fă-mă să râd. Un băiat mă sură la pompier și zice speria. Domnule, soacra mea vrea să ajunge, să arunce de la etaj. Păi și care preferă problema? Păi nu se deschide fereastra copiii mei să moră. Meriți ban, bloc! Fă-mă să râd! Vine la mine să zică... Da... Mă faci să râd? Alo? Pe ce stai? Pe netop s-a telefonat? Ok. Cineva avea niște treabă, dar nu a putut să vă uitat. A uitat să mă facă să râd. Se pare că cineva nu-i prea inspirat în seara asta să mă facă să râd. Mă doare sufletul, deci mă doare direct sufletul cu glumele astea, bă. Fă-mă să râd. Ești prost? Da. Dar... Dar n-am râs. Dar nu trebuie... Nu fac videourile tale nu, mult. Nu, stai, n-ai înțeles. Eu n-am râs, de ce ai râs tu? Trebuia să râd eu. Bă, nu mai râde, că tu nu înțelegi că eu trebuia să râd? Man, what the fuck, nu mai râde, nu asta era scopul episodului, trebuia să mă faci pe mine să râd. Hai de cap, bă, îți dau bani, să mor eu. Fă-mă să râd. Leule, alargă după un iepure.
iar la un moment dat aceeași încep să alerge în jurul unei cabane. Așa e poezia. O bufniță de pe o creangă îi spune iepurelui: grăbește-te, iepurașule. Mă gândesc dacă să-ți dau bani sau nu. Hai mă, frate! Fama să râd. Sminchii atât de prost încât dacă ar avea o pichetă crezi în copii și vântul. Am datorit niște căști noi Logitech, ca să știi. Fama să râd. Dorime! Aolo! Are dorime! Aolo, aolo, aolo! Fama să râd. Ai auzit de filmul Constipație? N-a ieșit încă. Oh. Aolo. Cu părere de rău, am plâns mai mult decât am râs. Bă, nu vine să cred. Bă, tot ce am cerut a fost să mă facă lumea să râd. Bă, și am primit glume cu constipație, bă, și cu bunici, bă. Da, bă, dă-o încolo. Sigur, oricum o ieși mai scurt, pentru că cum ar veni, bă, nu mai pot. Bă, mă doare inima. Adică simt așa că, bă, nu mai vreau să râd. M-ați făcut așa să... Mă simt aiurea, bă! Ce să vă zic, cam atâta a fost episodul. Nu uitați să lăsați un like, un follow pe Instagram, să știți acolo când mai filmez Fama să râd 2, dacă mai filmez, deși nu cred că mai filmez. Cred că ar trebui să știți sigur, cred că o să numesc episodul Fama să plâng 1, pentru că chiar... Bă, venea să plâng, jur. Da, bă, ce să zic, veți apă multă, faceți formul și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!